Eu sunt Sergiu Timar, iar cel care se va ocupa de analiza partidei este expertul nostru, Geo Ciungălan. Salutări, Sergiu! În aceste circumstanțe, cred că jucătorii sunt nerăbdători să înceapă partida și să dea tot ce au mai bun din ei. Să vedem și echipele de start. Geo, ție cum ți se par lucrurile? Sunt curios care va fi prima echipă care își va regăsi ritmul obișnuit. Iată startul partidei! Îmi place, pasează frumos! Profită acum de spațiu liber de pe această parte! Fundașul respinge balonul! Younes Hamza! Primește Bugema! Balonul ajunge la Emil Dică! Cred că va centra! Geraldo Alves! Primește Bugema! Desenează frumos până acum! Devine interesantă faza! Nicolae Grigore! Bună preluarea! Iamisi! Construiesc frumos! Poate fi periculoasă această minge! Balonul ajunge la Emil Dică! Nicolae Grigore! Balonul ajunge la Emil Dică! Ionut Voicu! Și obține doar un corner după această centrare. Și centrează. Lovitură de cap. Ovidiu Hoban. Caută culoar pentru centrare. Nu respinge prea departe. Pasează pe culoar. Nu așa a vrut. Ovidiu Hoban. Poate centra. A fost neatent acum. Grăbesc puțin ritmul. Să vedem acum replica pe contraatac. Și poziția regulamentară.
Încearcă centrarea! Ideea a fost bună, execuția nu! Și arbitrul fluieră finalul primei părți. Ce slăbuț au jucat ambele echipe. Portarii s-au plictisit teribil. Așadar, e 0-0. Să sperăm că se va marca în repriza secundă. A început a doua repriză. Rapid București și Petrolul Ploiești. Avansează Ghilerme. Ce bine l-a deposedat. Nicolae Grigore. Balonul ajunge la Emil Dică. Bună preluarea. Cât de bine l-a găsit. Șutează bine. Aproape că au plătit pentru acea greșeală. Acesta a fost un exemplu perfect de un 2 ca la carte. Jucătorii au colaborat excelent la această fază. Balonul ajunge la Batin. Au spațiu în acel flanc. Respinge bine centrarea. Ionut Voicu. E o idee bună să mutezi jocul în flanc, dar trebuie să joace mai concentrați. Nicolae Grigore. Balonul ajunge la Ovidiu Herea. Trimite mingea în careu. Îndepărtează mingea. Cheia meciului de acum încolo e posesia. Trebuie să țină mai mult de minge, să nu cedeze posesia atât de ușor. Ar putea trage acum. Nu a putut finaliza. Mamă, putea să deschidă scorul la această acțiune. Cum a putut, da? Și Gicu Grozav. A ratat de posedarea. Oh, s-au încins spiritele. Arbitrul trebuie să-i despartă. Încearcă centrarea. Balonul ajunge la Emil Dică. Frumoasă pasa. O pasă pe culoar spre atacant. Ce bine a scăpat! Pare că vrea să primească mingea. Șansă bună cu acest corner. Centrează bine. Nu, nu așa trebuia. Suporterii echipei gazdă care se află în spatele porții au explodat. Au așteptări mari de la acest corner.
și Daniel Pancu. A deschis bine jocul. Atenție la această fază! O intervenție neașteptată! Ce intervenție! A fost pur și simplu magnific! Atacantului cred că nu-i vine să creadă! E o poziție foarte bună acum! Cred că va trage direct! Rapidiștii caută opțiuni cu această lovitură liberă. Partida s-a încheiat! Ce meci urât! Ambele echipe s-au băgat cu fundul în poartă. Nici o urmă de tactică, nici o fază lucrată. Antrenorilor ar trebui să le fie rușine după această partidă. Mersi, Geo, pentru analiza jocului. Pe DigiSport urmează emisiunea Fotbal pe Bune, iar Ionuț Trandafir îi are ca invitați speciali pe Raul Coste și Ionuț Dumitrache. Toate te pun la încercare, e lung drumul de la vis la realizare. Și tot ce faci are un semn de întrebare. Ai să râzi, dar mâine poate doare. Dar sunt liber, să-mi dau seama că sunt destul de puternic să-mi vin teama. Nu trebuie să stau ascuns dacă vreau să meargă treaba. Că anii au trecut, n-au trecut degeaba. Și tot ce cald am lângă mine, am familia. Și am grijă de mine, cum